Cheltuielile făcute de administrația publică locală municipală a Sucevei pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina nu au fost compensate deocamdată de guvernul României. Primarul Ion Lungu susține că respectivele cheltuieli nu sunt împovărătoare, semnalând că susținerea europeană și guvernamentală ar fi esențială pentru continuarea ajutorării celor de peste graniță. Până la această dată, în conturile primăriei Suceava nu a intrat niciun ban menit să compenseze alocările din bugetul local cu destinația amintită, cu toate că, pe fondul conflictului armat între Ucraina și Federația Rusă, eforturile visteriei sucevene s-au ridicat la 1,5 milioane lei. Nu dezechilibrează bugetul primăriei și la nivel de prim-ministru. Ideea că nu știm când se termină acest război. Dacă vrem să mai trimitem ajutoare acolo, sigur că e bine ca aceste sume să întoarcă, să putem să continuăm mai departe. Și ce răspuns ați primit? Am primit banii, că sunt veniți 40 milioane, deci asta era cam acum o lună de zile, da? Mai exact data de 21. Sunt venite la Bruxelles 40 milioane de la Comisia Europeană, 40 milioane de euro și vor fi distribuite în teritoriu. Ce ar trebui să se întâmple pentru... Apoi, na, se întâmple aprobări de buget, nu știu ce se așteaptă, poate rectificare, poate, nu știu exact toate mecanismele.